Județul Hunedoara are un nou prefect. Doris Visirin este prima femeie care va fi la conducerea prefecturii. Postul a rămas vacant după ce fostul reprezentant al guvernului, Călin Petru Marian, și-a dat demisia pentru a putea candida pentru șefia Consiliului Județean la alegerile din 9 iunie. Ceremonia de învestire a avut loc la prefectură. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Hunedoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Mulțumim. Trecem la județul Iași. La ceremonia de învestire în funcția de prefect au participat numeroși reprezentanți ai instituțiilor statului și din structurile Ministerului de Interne, subordonate prefecturii. Florina Doris Visirin era secretar general la primăria Deva. Are 47 de ani și este propunerea PNL pentru a ocupa funcția de prefect. Doris Visirin spune că are deja emoții. Urmează o perioadă deloc ușoară cu cea mai dificilă rundă de alegeri din 2024. Este vorba despre organizarea alegerilor și este clar că vom face tot ceea ce ține de noi, ca această organizare să fie una lipsită de orice fel de incidente și super profesionist realizată. Cu ce gânduri plecați la drum? Cu aceleași gânduri cu care am plecat în toate drumurile mele în această aventură în administrația publică, cu gândul de a face ca această relație între cetățean și administrația publică, indiferent că este ea locală sau centrală, să fie cât mai bună, cât mai deschisă, cât mai transparentă, cât mai degajată, astfel încât cetățenii să vină către instituțiile statului cu, nu știu dacă pot să spun cu plăcere, dar în niciun caz cu stres. Actualul prefect a lucrat înainte de administrație în domeniul privat. Ca avocat, mărturisește că a venit cu gânduri mari din mediul privat. De când lucrez la stat, nu am avut posturi de stat. Din fericire, să spun așa, pentru că nu cred că aș fi rămas. Nu sunt o persoană căreia să-i placă să stea, sunt o persoană căreia îi place provocarea, îmi place să învăț în fiecare zi ceva, de asta mi-a și plăcut meseria pe care am exercitat-o anterior, cea de avocat, pentru că și acolo în fiecare zi înveți lucruri. Am făcut același lucru și în funcțiile publice pe care le-am avut și o să fac în continuare. Diferențele sunt mari, este evident că sunt mari. Tocmai de aceea consider că trebuie ca cele două medii, cel public și cel privat, să ajungă cumva să se împrietenească, ca să spun așa. Pe lângă Hunedoara au mai fost investiți în funcții mai mulți prefecți și subprefecți în țară.